Dacă aveam impresia că a venit primăvara, iarna dă semne că nu și-a ieșit total din drepturi. Așa se face că nordul județului Prahova a fost primul care a fost acoperit de codul galben de ninsori și vânt puternic. Codul galben în 34 de județe și municipiul București, așteptăm ninsori și rafale de vânt puternic care pot provoca ninsori. În Muntenia predomină ploile, fiind posibilă și apariția precipitațiilor mixte. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, iar la munte va viscoli ninsoarea. De pe 6 martie de la ora 16 și până pe 7 martie la ora 16, codul galben va cuprinde întreg județul Prahova. Cum luna februarie nu a fost una solicitantă, pentru firmă de dezvedire, am convingerea că au tot ce le trebuie ca să intervină așa cum se cuvine. Din datele pe care le avem, pentru autostrăzi și drumuri naționale există în acest moment stocuri de 68.876 tone de sare, peste 36.000 de tone de nisip, 531 tone clorură de calciu și 241 tone produse antidarapante. Județul Prahova stă bine momentan în ceea ce privește contractele de dezăpezire, acestea fiind în continuare valabile, astfel că atât firmele de dezăpezire cât și toate structurile pentru situații de urgență sunt pregătite să intervină în orice moment. Temperaturile în județul nostru vor scădea semnificativ, fiind cuprinse între 2 și 5 grade Celsius pe timpul zilei, iar pe timpul nopții între -1 și 1 grad Celsius.